Îi salut. Vreau să vorbesc un pic despre starea când nu-ți poți găsi locul, când parcă ai acumulat tot, parcă tot este, dar nimic nu-i. Când simți că nu este satisfacție de la viață, când simți că este ceva care mai mult, dar nu știi ce. Și am să dau, a să dau un o metaforă ca să înțelegi cam ce înseamnă asta și ce înseamnă, spre ce duce și de ce cumva posibil descoperirea de sine este un pas spre asta. Posibil mai auzit vorbind despre viața numărul 2. Este un concept despre care vorbesc oamenii din spiritualitate și care se începe undeva în jurul anii 30, da? De asta cumva vârsta lui Iisus, undeva 33, este o vârstă destul de specială. Și posibil în jurul la anii, la vârsta asta, începi să-ți dai întrebare. Posibil ai atins niște scopuri pe care ți le-ai propus. Posibil la nivel de carieră, ai o familie, posibil este tot și cumva ai atins un moment în care parcă tot este, dar nu sunt satisfăcut. Chiar mi-e interesant câți din voi au simțit asta și dacă simțiți la moment. Pune un plus dacă simți asta sau ai simțit asta vreodată. Și parcă nimic nu te mai satisface, relația ceva nu merge, activitatea ceva parcă nu ți aduce sens, nu ți aduce împlinire cei care credeai ca să ți o aducă. Și este ceva, cumva iarăși, cărțile astea sfinte nu degeaba vorbesc, pur și simplu vorbesc în alte forme în care posibil nu este de înțeles, dar totuși cele mai bune programe, cele mai bune materiale, cele mai bune cunoștințe care sunt oferite acum din cărțile astea moderne, tot au sursa să trag de la învățăturile și materialele sfinte care sunt. Că dacă te uiți atent, totul este bazat pe ce. De exemplu, dacă te duci la un curs de descoperire a scopului, dacă ai avut posibilitatea de duci la un curs de descoperire a scopului sau atingerea noilor, descoperirea unui nou scop posibil, da? Să descoperi ceva în activitate, acolo posibil să te înveți să privești ce îți plăcea înainte, cum viața ta te-a pregătit de acest moment. Ce-ți plăcea în copilărie să faci. Și deseori ceea ce te împlinești cel mai mult este ceea ce-ți plăcea cumva în copilărie, încă atunci, aveai o tendință spre asta. Și iarăși, mai revin la textele sfinte, că cum Iisus spunea despre că doar prin fiind copil, din nou, poți să nimerești acolo, să te deplasezi pe cealaltă parte a vieții. Și să dau o metaforă ca să înțelegi cum lucrează. E ca să înțelegi viața numărul 1, acea viață în care noi cumva învățăm să navigăm folosind acest mecanism, acest vehicul care este corpul nostru, mintea noastră și așa mai departe. Și noi îl utilizăm pentru a-l explora, a vedea ce este posibil, a cumva exprima ceea ce suntem înăuntru, în largă măsură, și învățând din exemple și așa mai departe, învățăm să explorăm lumea cu acest vehicul. După asta, ce se întâmplă? Ai acumulat, ai atins tu niște scopuri materiale, pe care vizibile, care spune societatea că trebuie să le ai sau nu, posibil ai atins alți scopuri pe care le vezi sau nu le vezi, niște abilități, niște puteri interioare în special, niște moduri de a privi lumea, moduri de a auzi, de a simți unele cazuri care nu neapărat se translează în ceva material, da? Ca avuturi. Dar iată, dacă ai la așa o vârstă, ce se întâmplă? Imaginează că te-ai învățat să mergi pe mașină. Așa un simplu exemplu, da? Uite, ai învățat să mergi pe mașină.
Ce se întâmplă când ai învățat să mergi pe mașină? Iată, este satisfacția, uite, este dorința și satisfacția că am învățat să merg pe mașină. Apoi, iată, ca un fel de, ajungând la această viață numărul 1, cumva atinge acest epogeu în care am învățat să merg pe mașină, am învățat să, tot ce poate acest corp. Și iată, după undeva în vârstă de 30 de ani, noi întâlnim provocări sau simțim acea putere care e mai mare decât noi, în oarecare măsură ne întâlnim cu Dumnezeu, cu viața, cu ceva, cu spiritualitate, cu ceva mai puternic și cu niște provocări care pur și simplu nu suntem capabili să, cu mintea asta și corpul ăsta, să le depășim. Și în această perioadă noi ne întâlnim cumva cu spiritualitatea, dacă suntem conștienți în special. Și iată ce se întâmplă atunci când eu am învățat să merg pe mașină. Următorul, care ce creează problema lipsii de unde mă duc, lipsii de sens și așa mai departe, și care persistă, este, imaginează, ca să-ți dai un indiciu, când înveți să mergi mașină, următorul pas nu mai este deja să înveți pe mașină să mergi bine, dar deja să decizi unde să mergi cu mașină. Gândește la asta un pic. De asta și faptul că noi cumva facem și ne gândim și ne punem întrebări mergând în viața numărul 2, când ne-am învățat să mergem pe mașină, ne punem aceleași întrebări ca și cum să merg cu mașină mai bine. Ele sunt răspunse deja, noi știm deja. De asta cumva punând aceeași întrebare, noi nu dăm răspuns, dar întrebarea este alta total. Unde pot să merg deja acum? Și la unii având această experiență, am mers cu mașina. De exemplu, am acumulat această, dar ceva mă sunt gol. Și iarăși, punând aceea întrebare, el învață deja să meargă, începe să meargă, să învețe la biciclet să meargă, sau pe un tank, sau pe avion, sau pe helicopter. Adică încearcă să trăiască în același mod, într-același fel, gândească într-același fel și să aștepte diferite rezultate. Adică, iarăși, eu să învăț, iar, adică să creez alte afaceri, să creez alte relații posibil, să creez și așa mai departe. Nu este acesta. Este momentul când eu întâlnesc această provocare, este să-mi dau alte întrebări. Ce fac eu cu asta? Dă-mi un plus dacă ai înțeles, dacă să înțelegi acum și mai încerc să mai lămuresc. De ce e așa greu să treci această perioadă de spiritualitate? De ce ni se dau atâtea provocări? Oxana, mersi pentru întrebare. Provocările nu ni se dau ca atare. Atunci când deschidem ochii, noi vedem că aceste provocări nu sunt provocări, dar este calea. Ca ta este, ni se dă oportunitățile să ne schimbăm, să facem. Iată, dacă ne gândim într-un mod diferit, deja această provocare pe care noi o percepem ca provocare, noi o vedem ca oportunitate de a exersa acest a doilea nivel. Și faptul ce aici creează acest sentiment că am provocări, este faptul că am așteptări anumite ca să fie un anumit mod, dar nu este în modul ăsta, și rezistența la schimbare. Noi suntem ființe, bineînțeles, de obiceiuri. Mintea noastră așa lucrează, corpul nostru așa lucrează, ca să automatizăm procesele, că este foarte mult de gestionat. Mintea noastră acumulează chiar la nivel de văz, da? Umpli spațiu, chiar pe care nu există, îl umple. Dacă vreți să vedeți ce este, cum lucrează asta, uitați-vă la orice iluzii de audio-iluzii și iluzii vizuale, să vedeți cât de mult, pur și simplu puneți pe YouTube și să vedeți cât de mult creierul umple. De ce? Că este automat și dorește să fie în siguranță, în primul rând, și într-al doilea rând dorește cumva să navigheze cu ce e și poate. Dar și de asta creează provocarea, schimbul ăsta, plecarea asta din această obișnuință, și iar unicul lucru este să poți să depășești această frică. Și despre asta posibil, cred că asta și ne inspiră
noi să continuăm acest lucru cu descoperirea sinelui, depășirea fricilor, că atare este totul despre asta, despre cunoașterea de sine, care sunt și de unde sunt blocajele astea mele și cum să merg eu peste ele și pot să descoperă cea următoare viață. Că este, atunci când nu ne dăm voie să pășim, ceea ce se întâmplă, noi pur și simplu ardem tot ce am construit și ca să un fel să construim din nou, să facem, că aici asta este vine sensul, ca să ard tot ce este, să distrug tot ce este și să încep să creez ceva, ca așa posibil să îmi pară, să aibă sens, să-mi creez un sens, că altfel eu nu văd sens. Cumva inconștient chiar posibil noi așa ne gândim. Și de asta noi putem distruge posibil familia, putem distruge posibil activitatea, cumva, dar toate aceste lucruri își au o nouă continuitate și au spațiu în viața numărul 2. Nu înseamnă că viața numărul 2, spiritualitatea, te duci și nu mai ai nevoie de nimic și nu ai nevoie de afaceri, de relații, ești singur, te duci pe munte, dar este incorporarea acestor și pășirea la toate aceste nivele, la nivel de cum sunt, cum privesc lucrurile, cum mă privesc pe mine, cum, unde este relația mea la nivel intim, la nivel de comunicare, la nivel de legătură între noi, cum este activitatea mea la momentul unde, cum pot eu să duc la un nou nivel. Și cel mai des într așa o stare când omul nu încearcă sau nu se întreabă și nu pășește spre acel nouă versiune sau noua viață numărul 2, ceea ce face, încearcă să schimbe pe celălalt sau să creezi distanță, ca să nu doar. Dacă ai simțit, și posibil ai simțit, eu am simțit în perioada în care am un divorț și exact prin asta am trecut. Chiar am în afaceri, la sare financiară și afacerea eram la top, eram la toate nivele, eram la vârf. Și iată, ceea ce nu vedeam deja sens. Și iată, am respins afacerea, am respins relația, m-am divorțat, am pornit să călătoresc și nu înțelegem ce nu căutam. Și iată, eu căutam în afară, dar că tare eu eram înăuntru. Ceea ce, iarăși, este și motivul pentru care noi facem ceea ce facem aici în Ancheji. Este această transportare, această abilitate de a ne schimba, abilitate de a depăși fricile, abilitate de a privi dintr-un mod nou. Și asta facem în retriturile noastre, în programele noastre, exact doar asta. Căci eu cred că știm foarte bine despre schimbare. Dacă ai citit cumva posibil povestea a mea și a lui Ana, posibil ești cunoscut cu etapele prin care am trecut, dar am văzut și acolo jos cum e și băut din băltoacă, nu ai ce beafă și mânca. Și totodată și am umblat prin Monaco și prin Abu Dhabi, Formula 1, să fii la top acolo și aici și acolo. Și închisoare, și autor, și antreprenor, ca un fel de ambele părți, cumva le-am văzut și înțeleg, vorbesc nu din asta, că ceva special, dar unicul lucru special este abilitatea, posibil, și ceea ce am extras din asta, și asta încerc să împart cu voi, este să pot să ghidez peste schimbare, să depășesc această, să poți depăși aceste frici, blocaje care te opresc, căci asta este unicul lucru care te oprește, să treci pe partea cealaltă. Și mi-e foarte cunoscut aceste etape, și la nivel de relații, și la nivel de afaceri, și la nivel de sine. Și este foarte dificil, cu siguranță, este dificil, dar ceea ce găsești partea cealaltă și de mulți dintre voi, posibil, nici nu ați întrebat niciodată și nu ați abordat niciodată pe noi, deși e că, da, și poți fi partea elantă. Dar interesant că de partea elantă tu nici nu ți poți imagina ce poți fi. Acel Vadim care cumva dormea în sub poduri, în Austria, pentru pădurișii, hlichit de foame,
el nici nu putea să-și permită, nici nu-și permite să imagineze pe cel Vadim, autor, antreprenor sau coach, care lucrează cu sportivii, cu policieni, cu antreprenori, el nu putea să-l vadă și nici nu putea să, nici să viseze. El visa la pâine, la mâncare. Și iată, cumva, noi, aici unde suntem, este foarte greu să vedem acea versiune nouă, ceea ce este posibil. Dar ceea ce este posibil este fenomenal. Este ceva care pur și simplu nici nu putem să ne imaginăm. Și asta, acolo încercăm să-i ducem să vă ducem pe voi, să ajutăm să depășești ca să poți păși acolo. Mersi, Maria. Da, Oxana. Da, și în asta constă cumva... Și cineva din voi, dacă ați simțit, sunt foarte multe opțiuni acolo în lume și asta e un lucru foarte bun și totodată și e foarte dificil, deci e că nu știi pe care să apuci, nu știi pe care să alegi, care dă o soluție, care să mă ajute. Și posibil ai încercat mai multe, ai încercat și terapie, ai încercat cărți, ai trecut cursuri, posibil în anumite retreat-uri, dar totodată nu ai găsit un răspuns. Și am vorbit în video-ul precedent despre aceste greșeli și de ce nu lucrează, 7 greșeli. Că câteodată, pur și simplu, nu i-a dat voie, nu a fost destul oferit timp și nu i-a dat voie, nu au fost ingredientele astea ca să poți trece de partea cealaltă. Și asta este cumva vine într-un set de ingrediente care e necesare pentru a face această schimbare. Chiar dacă ai toată informația cea mai bună, este foarte dificil să pășești dacă ești singur, dacă nu ai susținerea necesară, dacă nu ai cumva ghidarea necesară. Da, cam asta. Am vrut un scurt mesaj să vă trimit și cred că analogia asta este bine să o ții minte. Că am învățat să merg pe mașină. Bineînțeles că n-a să am în acest aspect n-o să am o continuitate, că nu mai am și învăța acolo și să mai merg, da? Dar eu să decid unde să merg, unde ceva, unde mă inspiră, ceva ce este util, posibil, mai ales pentru bărbați, posibil, ceva ce mă face să mă simt vie pentru femei, mai ales, fericită și așa mai departe. Iată, unde să merg cu această mașină? Și iată, asta pune întrebarea. Și dacă ai nevoie de o ghidare sau pur și simplu o discuție, oferim o consultație gratuită în Engage pentru ghidare, eu te invit să beneficiezi de asta. În fine, eu vă mulțumesc că ați fost aici cu toții, dau o minută dacă mai sunt întrebări pentru a vedea dacă ai o întrebare în acest aspect. Da, și cumva e exact asta. Cel mai des ce se întâmplă și blocajul este, mulțumesc, Maria, blocajul care este creat este că facem, cumva, încercăm să găsim soluția cu metodele precedente. Adică dacă până acum eu am ajuns aici cu acțiunile astea, mă gândim, atunci trebuie să mă opresc de gândit. Că în viața cum întreb în viața numărul 2, mai multe șanse avem să facem total opozit decât am făcut până acum. Dacă ne-a fost frică, trebuie să pășim peste frica asta. Dacă am până acum lucram în felul ăsta, eram focusat la, de exemplu, la aspectul de bani, atunci la aspectul de valoare, mă mut. Aspectul, și el total lucrează diferit, cumva e opozit. Adică sunt mai multe aspecte, posibil într-un alt video să vorbim mai explicit despre asta, dar la moment doar atât. Da, în consultații, la moment, puteți vorbi cu mine, foarte posibil să vorbiți cu mine și puteți scrieți acolo să vorbiți cu mine și să încercăm să vorbiți cu mine, dar mare parte acum le discut eu cu consultațiile, așa că vă invit să dați cauți o anumită cale și vrei să discut despre asta, atunci ne auzim.